Luca 6, de la versetul 46. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă un om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape, s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin. Amen. Reașezați-vă, vă rog. Orchestra a cântat ceva inspirat din Psalmul 70, unde scrie de la versetul 4, și să spunem și noi, toți cei ce te caută să se veselească, să se bucure în tine, cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Amen. Că pentru o mântuire care ne oferă o veșnicie, nu-i prea mult să spunem într-una asta, în viața asta, preamărit să fie Domnul. Amen. În cer se strigă într-una și este lăudat numele Domnului fără încetare. Să vă binecuvinteze Domnul și pe dumneavoastră. N-am fost la livada de aproximativ 30 de ani. Dar iată că Dumnezeu ne-a îngăduit în această seară să fim aici împreună și fie harul Domnului peste părtășia în continuare. Am citit pilda spusă de Domnul, scrisă pe scurt de Luca, cele două case, cea zită pe stâncă și cea pe nisip. Și Domnul a tălmăcit el pilda și a spus că fiecare casă se referă la o atitudine a oamenilor. Unii aud și fac, alții aud, dar nu fac. Acum, aceștia amândouă categoriile sunt din cei ce vin la adunare și care aud, nu? Domnul spunea ceva și mai grav pentru unii și scrie în Matei la capitolul 23, vă citesc de la versetul 3, toate lucrurile pe care vă spun să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptelor să nu faceți, că ce zic, dar nu fac. Adică cei ce trec pe aici pe la Anvon, s-ar putea, Doamne ferește, să zică și să nu facă, dumneavoastră numai s-au zis să nu faceți. Ma cei ce și zic și nu fac vor avea o judecată mai aspră. Dar nu scapă nici cei ce au auzit. Ba încă Domnul spunea, vă citesc din Luca de la capitolul 12, că nu scapă nimeni. M-au zis și oameni care spun, eu nu mă duc să aud ca nu cumva să mă pedepsească Dumnezeu. Nu scapă nimeni. Ma depinde măsura de răsplată sau de o pedeapsă pe care o primește fiecare, dacă a făcut binele sau răul, scrie în Luca 12, de la versetul 47, robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc, adică n-a făcut, n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut cu vreți lovituri, va fi bătut și el, dar cu puține lovituri. Însă noi dorim, cum a spus Domnul și scrie în Ioan 5, să nu ajungem la judecată și să ajungem direct la viață în Sfânta Împărăție a Domnului. Dragii mei, aș putea spune că și casa de aici ar însemna cunoașterea, nu? Omul care aude, știe. Și într-un caz, și în celălalt. Și așa să ajungem la mântuire. Spune Pavel la Roman, capitolul 10, căci prin credință, din inimă și prin mărturisirea, cu gura. Și dumneavoastră, poate aproape toți, excepție fiind copiii, ați mărturisit credința lui Dumnezeu, cel mai oficial, în apa botezului. Și mulțumim Domnului că ni s-a descoperit și nouă. Pavel spunea, zice, vorbind despre arătările Domnului, ce în urmă ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Sunt atâția oameni în lumea aceasta care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nouă însă Dumnezeu, repet, ni s-a făcut de cunoscut. Și asta e mare lucru. Spune Biblia despre evrei, vă citesc din epistola scrisă de Apostolul Pavel către romani, scrie și doi, oricum sunt mari. Dar de ce sunt mari evrei? Că știu să învârtă o afacere, nu? Și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Evreii au fost mari de când le-a vorbit Dumnezeu.
și au ajuns să-L cunosc. Mai nu știu cât ați auzit. La noi în biserică a fost odată o vedenie că fiecare dădea un examen așa în banca lui și se uita unul la altul așa la școală, cum mai copiază românii, și zicea, dar el are alte întrebări. Dincolo vă alt subiect. Și se spunea, fiecare după cât a auzit și după cât cunoaște. Și îi spunea, dar eu nu știu să fi spus asta. Și se spunea, dacă n-ai fost atent, nu-i Dumnezeu divin, vi s-o dat lucrările după ce ați auzit. De aceea spunem Iacov 1, să fim grabnici la ascultare, ca să primim cu blândețe cuvântul sădit în noi și să ne rămână în minte. Că prima fază e auzirea, nu? Știți la care pildă scrie în Evanghelie că aud, dar vine diavolul și ia în prima fază cuvântul din mintea lor și nu mai țin minte ce s-a spus. La unul poate să-i dea diavolul în gând să se gândească la ce are, la altul că n-are. Uite așa. De aceea în adunare să primim cuvântul Domnului, să ascultăm, cum spunea Domnul, m-a repetat, cine are urechi de auzit, să audă. Sau cum spune înțelept în proverbe, luați aminte fiilor ca să pricepe, adică luați în minte că putem să depozităm, să ne încărcăm memoria, amin? Amin. Asta nu-i mare lucru să luăm aminte și știm și am fi stare să-l corectăm pe predicator la odică, nu? Sau să spunem că ne place cum a spus sau că nu ne place cum a spus. Mă să-i placă Domnului cum facem, nu? Repet aceste cuvinte. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne? Și Matei scrie oarecum mai pe larg în capitolul 7 al Evangheliei sale, versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Și cum zice un poet, nu tot primăver și toamne și noi tot cu Doamne, Doamne. Va intra în împărăția celor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și Domnul spune ceva cuvinte pe care dacă nu le-ar fi spus El, mie aproape că nu mi-ar veni a crede, poate nici dumneavoastră. Mulți, așa scrie, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune cura, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Și exact în continuare spune pilda asta cu casa pe stâncă sau pe nisip. Adică se poate, cum vă spuneam, să zici și să nu faci, nu doar să n-auzi, și se poate nu numai să zici să fii predicator, să fii și folosit în anumite lucrări. Domnul nu i-a legat că n-au făcut. Ba Pavel spune la un moment dat, 1 Corinteni 9, mă tem ca nu cumva eu, după ce am provăzut altora, să fiu lepădat. Și cunoaștem cazuri în Biblie de oameni care s-au pierdut. Ce trist este! Noi însă am vrea, cum zice la a doua Tesaloniceni, capitolul 2, v-aș dori asta să fie pentru noi, 2:13, noi însă prea iubiți, frați de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, dar nu oricum, în sfințirea Duhului și credința adevărului. V-am introdus în subiect. Și acum vreau să trecem punctual, așa, să bifăm. Vă dau cât un tabel la fiecare, știți? Așa, aveți în minte, conștiința vă ajută să bifați, știți? Da sau nu? Facem sau nu facem? Ca să luăm câteva probe, așa, din multe care pot fi date. Din predica de pe munte a Domnului scrise aici în Luca la capitolul 6. Scrie de la versetul 22 și, da, mai întâi vreau să vă spun, citindu-vă ceva din Corinteni, că uneori Dumnezeu ne testează și cu plus și cu minus. Și în bogăție și în sărăcie. Și în înălțare și în smerire. Zice Apostolul Pavel în privința aceasta, citesc din a doua Corinteni, din capitolul 6, unde spune de la versetul 8, în slavă și în ocară. Cum ați vrea să vă dea Domnul un test? În slavă? Să ajungeți cineva? Sau în ocară? Asta stăpânul alege, nu? În vorbire de rău sau în vorbire de bine? Dumnezeu
Poate într-un fel sau altul, cum scrie despre Iosif. L-a încercat când îi mergea bine în casa lui Potifar, a fost zdrobit, iar înălțat. L-a testat Dumnezeu, ca pe Iov. L-a testat în avere, l-a testat în stare de sărăcie. Și acum intru la analiză. 6:22. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ, acum de izgoni nu ne izgonesc, că nu ne deportează, dar vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea, săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Tot așa făceau părinților cu proroci. Fetelor, așa dacă v-ar critica cineva că sunteți pocăite și că voi n-aveți prieteni și că pe Facebook nu sunteți acolo în văzut tuturor în fel și chip, ați luat testul acesta. Așa să vă bați jucurească cineva pentru că sunteți pocăiți. Așa să aibă ciudă, cum spune vorba asta românească, pe pocăiți și să te nedreptățească. Cum zice Petru, nu să suferi ca unul care se amestecă în treburile altuia, ci pe nedrept. E interesant cum spune apostolul acolo. Vă citesc din întâia sa epistolă, din capitolul 4. Hai și din 3:17. Că este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. 4:16. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că ești creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Ca să iei proba și să faci cum a spus Domnul atunci când ești criticat pe nedrept. Trebuie nu doar să taci, ci și să te bucuri. Cum scrie despre ucenici că au fost bajocoriți pentru numele Domnului și s-au bucurat pentru asta. Am fi în stare să facem așa. E greu sau nu e greu? Când e ispită, nu e chiar ușor. Să te facă cineva, cum spune vorba românească, cu ou și cu oțet. Să fii criticat. Cunosc cazul unui frate, fost sportiv, dar nu ăsta de fotbal sau de tenis și de noi cu bătaie. Și după ce s-a pocăit, Dumnezeu a îngăduit, l-a avertizat. Și ăsta e un har, și pe Petru l-a avertizat, Domnul a căzut la examen. Și l-au batjocorit așa. Și s-au temut că se ridică și când lovește pe careva, vorba fiilor țirui, nu mai are nevoie să dea a doua oră. Și-au dus pe unul mai solid, așa, ca să fie acolo de gardă. Și două ceasuri a tăcut și a spus, cum vreți voi, și așa, și așa. Ce să-i mai facă, nu? 7 sate n-au ce-mi face dacă tac și le dau pace. Mulții n-au dușmani. Și s-a încheiat meciul. Și după o săptămână, o 10 zile, sună ăla ce-a venit de gardă și cu ceilalți spune, băi, cum ai putut să taci? Noi din clip în clip așteptam să răbufnești, că vreau să te mâzgălim să nu mai poți candida la comitet. Cum ai putut? Tu, mă, care n-ai suportat să te atingă cineva, să reai în sus, perească Dumnezeu. Dumnezeu din pietri poate să facă fiul lui Avram. Și asta e dovada că cineva lui Dumnezeu, că acolo unde era slab, acum este tare. Că diavolul vine exact unde a fost slăbiciunea noastră și putem fi testați. Să vă dea Domnul har, să rămâneți liniștiți, să vă bucurați. A întrebat cineva odată, cum pot să știu dacă sunt mort față de firea pământească? A zis simplu, te duci în cimitir, treci peste morminte și îi bazucorești. Băi, ce ai și amar de tine cine ai fost? Te duci la altul, îl scuipi. Vezi, mișcă vreunul? Niciun, băi, ați morți. Și tu când vei fi mort față de tine însuți, nu o să te zdrobească nimeni. Că nimeni nu poate umili pe un om smerit. Nimeni nu poate distruge pe un om cu lepădare de sine. Sau ne credem cineva? Interesant.
Noi cele mai multe rele le simțim despre noi înșine, așa-i? Unele poate că nici nu le-am mărturisit. Și totuși, în general, fiecare are despre sine o părere bună. Cât despre alții am aflat noi câte ceva pe aici pe acolo și imediat îi știu eu ce a făcut. Spuneau bătrânii când eram eu copil că oamenii umblă cu o desagă în spate, știți ce e aia, nu? Păcatele altora le pun în desaga din față și păcatele lor în spate. Și se spunea, măi, când te pocăiești, întoarce desaga. Uită-te la tale, smerește-te și uită ceea ce ți-au făcut alții. Dacă v-a îngăduit Domnul să fiți batjocoriți, pe drept sau pe nedrept, să vă dea Domnul îndurare și har. Amen, amen. Să puteți să rămâneți liniștiți și să lăudați pe Domnul. Amen. Dar, iată ce vă pun legat de asta. Spune versetul 27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine cel ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Hai să zic că ne abținem și tăcem. Dar ne-am putea ruga pentru ei, i-am putea binecuvânta. Dar nu să punem așa minus în față, știi? Doamne, binecuvintează! Se spune din istoria Statelor Unite că la generalul George Washington, primul președinte al Americii, a venit cineva așa, gâfâind, obosit, și a spus, vă rog să acordați grațiere unuia care urma să fie condamnat la moarte. Și întreabă generalul, ești rudenic cu el? Nu! Ești prieten? Nu! De cine ești? Este dușmanul meu. Băi, pentru asta acord grațiere. Și străbătuse o distanță de nu știu câți kilometri. Asta sună frumos, așa-i? Să te rogi așa în cămăruță pentru cineva care ți este dușman, numai te poți ruga și să-ți devină prieten, că și asta e scris. Poți să-l binecuvintezi și la gândul că te va binecuvânta apoi. Dar poate asta uneori este cel mai greu în familie. Scrie în 1 Petru la capitolul 3, versetul 1, citez, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Și scrie mai sus că sunt stăpâni 2 cu 18 care nu sunt nici buni, nici blânzi și greu de mulțumit. Și spune tot astfel. Adică unele neveste au bărbați ca patroni, nici bun, nici blând, nici ușor de mulțumit. Și să te rogi pentru el și să-l binecuvintezi. Și invers e valabil, nu? O femeie. Din aia cum scrie în proverbe. Nu neapărat să înjure, numai să vorbească mult. Și să te rogi. Măi, dar ce spune pilda asta? Cine aude și face. Îi rămâne casa în picioare. Altfel, diavolul, dacă va afla că exact asta nu poți să faci, cu ispita asta va veni la tine. Și cu asta neîmplinită te va acuza înaintea lui Dumnezeu și asta te va roade într-una. Și am întâlnit în slujba pastorală oameni care nu pot trece peste o supărare. Și țin minte ani de zile și clocesc și altfel s-ar putea să pară pocăit. Să vă dau un exemplu simplu, că nu sunt un mare erou. Mergeam cu trenul, cred că e singura dată când am mers, da, în Austria. Când am intrat în vamă la unguri, am zice să le dau chemarea. Măi, aveam viză în pașaport, cum era atunci. Zic, chemarea e la voi, la ambasadă. Vorbeau românești. Nu, dacă n-ai chemare, te dai jos sau ne dai 100 de mărci, cum erau atunci bani. Nu vă dau. Jos. M-a dat pe mine jos, pe altul și pe altul și trenul s-a dus. Și ne-a băgat câte unul acolo în postul de poliție, spune, na, dai banii sau te întorci în România. Și am negociat. Eu țin minte că am dat 60 de mărci. Altul a fost mai bun la negociere, o dat numai 50, altul a dat 100 cât o cerut. Următorul tren a fost peste 3 ore. Dar eu tocmai citisem aici, mai zic, hai să probez să văd cum e să te rogi pentru cineva care îți face rău, dar nu numai așa să te rogi să nu-ți mai facă, să-l binecuvintezi.
M-am uitat cum era numele la ei, am citit pe cusoni. Doamne, binecuvânte, poate ăștia au nevoie de bani, acum aș fac pe casă, acum au un copil bolnav și n-au să dea bani. Doamne, binecuvânte, că mai mult decât o luat ei de la noi, Doamne. Și așa am primit o liniște, am ajuns în gară, în Budapesta, când mă uit, trebuia să mă duc înspre sud, înspre Sombotele, să ajung la Graz, nu mai aveam tren până a doua zi. Și pe un moment a fost încercat, băi, da, băi, gata, mi-am propus, vreau să fac cum e scris. Să vă rog pentru ei, Doamne, binecuvânte că m-au încurcat. Binecuvânte că mi-au luat banii, Doamne. Mă uit pe tabelă, aveam tren la Viena. Sun pe un frate, uite, poți să vii după mine în gară. Tu nu ești, spun. Spune, băi, ce minune, noi ne-am rugat. Mâine avem botez și predicatorul ce trebuia să vină n-ajunge. Vii la noi mâine la botez. Gata, sun din golul și vin. Ce frumos, băi. Și mi-am amintit când mi-a spus Duhul Sfânt că într-un drum ce urma să-l fac, o să-mi fac o schimbare de traiectorie. Și pe cine au folosit? Pe doi polițiști de frontieră din Ungaria. Dar m-am întrebat eu dacă mi-era ciudă pe ei, mai puteam eu predica. Păi puteam, că forțam nota, numai că în timp ce citeam din Biblie îmi sărea gândul cum îl cheamă pe ăla și cum îl cheamă pe colegul lui. Să știți că ce ne spune Dumnezeu să facem e cel mai bine. Și dacă nu facem, ni se dărâmă casa. Vine un șuvoi și nu mai reziști. Băi, ce mi-a făcut, băi? Și în loc să-l binecuvânți, îl povestești. Și asta e rău. Dumnezeu să ne dea îndurare și har. Trec mai departe. Se poate întâmpla, vă citesc ce scrie aici, vers 29, dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Hai să admitem că nu ne bate. Dar mai departe, dacă îți ia cineva haina cu sila, și atunci haina era o problemă, în oricine avea două haine, nu ca acum, acum poți să-ți ia una, acum e încă o grămadă. Nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui își cere, dar așa cum ce roman treci pe bir, dă-i și celul ce-ți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Doamne, dar nu-i drept. Cum să le ia? Ba încă din potrivă, ascultați. Spune aici de la versetul 35, voi să iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să năduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt. Adică Domnul spune să accepti să ți le ia pe nedrept. Și din ce ți-a rămas, încă să mai dai. Să luăm întâi pe prima. Mi-amintesc de o situație din Grecia, povestea un frate. Avea o echipă de construcții și îl cheamă într-o zi proiectantul, arhitect ce era. Mă zice, acum facem o casă mare la un doctor, da? În Grecia e ca în România, doctorii iau ciubuc. Voi spuneți că e un deviz mai mare, costă mai mult lucrările și eu dovedesc asta cu hârtii. Vouă la fiecare vă rămâne 500 de euro în plus la lucrarea asta și mie îmi rămâne 1500. Oarecum fratele acceptă. Așa, silit, așa, la înghesuială, la grabă, că unii așa se comit păcatele. El avea un grup cu care cânta. Și dar din ziua aia, frate, n-a mai putut cânta cum trebuie. Mă stătea mintea acolo. Dar nu-i drept, e minciună. Și stând așa, cum zice David în Psalmul 32, sub apăsarea păcatului, se duce la arhitect și îi spune, domnule, nu pot să fac asta. Ce crezi că mie îmi convine să pierd 1500 de euro? Și fratele spune, m-am gândit la asta și am adus să vi dau eu. Bă! În loc să aveți fiecare 500, tu îmi dai mie 1500? Da, ca să ne lăsați în pace și să fiți mulțumit. Și-o lua banii. Deci când am ieșit de acolo, nu numai că puteam cânta, puteam compune. Liber! Fă cum a zis Domnul și scoți să dărâm acasă. Se zidește. Că ce-ți ia cineva cu sila, dacă tu accepti, ți se notează ca și cum ai dat numele Domnului. Știați asta? Da? O trecut o vreme și cheamă arhitectul înapoi. Bă, băieți, am o lucrare mare. Dar la asta nu putem fenta, la asta trebuie să lucrez cu voi. Și spune, am câștigat după aia. Și corect. Dar sunt situații în care suntem nedreptățiți. Și
Spunea Ieremia în plângerile sale ce vremuri grele au fost atunci și le se pot repeta oricând. 3:36. Când este nedreptățim un om în pricina lui, nu vede Domnul? Ba da. Dar uneori ne trece pe aici ca să acceptăm. Am avut o experiență. Am cumpărat o casă de la cineva. Un frate. Și după ce s-a făcut contractul la notar, s-au dat banii, trecuse o vreme, cineva l-a necăjit că nu era de vină. Satana, la urmă, mi-a autorul la toate relele. Se duce la biserică și spune, nu, Iosif să mai îndea 1.000 de euro, că i-am dat cam ieftin în casă. Dar ispita, știți care a fost mai mare? Era aceeași sumă de bani cu care un vecin ateu a promis casa la un cineva, o casă de la o bătrână care a îngrijit-o. Și un alt pocăit a zis, din ce îți dau mai mult? Și ateu a zis, i-am promis că i-au dau cu atâta, fără acte, numai din gură. O ce nu a făcut acte? Păi și pocăitul pe susemna contractul, au vrut 1.000 de euro în plus. Pe moment am spus, dar nu-i drept. Nu știu, copii. Dar m-am înțeles cu celălalt păstor. Ce am de făcut mai bine? Ei, da, și gata. Nu e nicio problemă. Eu nu, v-am spus, nu sunt erou. Când sunt momente de ispită, fiecare trebuie să depunem așa, cel puțin un mic efort, să faci cum a zis Domnul. Știți când o zic câte Petru scrie în Luca 5, aruncă mreaja în partea dreaptă. Doamne, tu ești tâmplar, eu sunt pescar, nu-i nimic. Acolo se pescuiește noaptea, că e apa foarte transparent. Și dacă tu zici, fac așa, Doamne. Dar ce ai ieșit de aici? Dar asta vrea Dumnezeu, ca să-L ascultăm și să facem. Se duce Ilie, scrie în Împărați 17, la văduva din Sarepta. Cunoașteți textul, fetelor? Așa, dacă v-aș da un test de aici, că eu sunt dascăl și mai dau teste. Și ea se duce după lemne, văduvă săracă, mai avea 2 porții. Și spune, du-te, adu-mi apă. La apa nu era atunci la fiecare colț, la cișmea sau la robinet. Era secet. Și spune, dacă m-am zis pe lemne, aer, tu răbdare. Nu, acum. Gata. Și când vede că ascultă, îi dă o probă puțin mai mare, așa ca la școală, în clasa 1, apoi în clasa 2, examene mai mari. Du-te, adu-mi mâncare. Și trebuia ta femeie în loc, așa, gând mai acum, cine mănâncă? Eu și el, el și copilul, flămând de eu. Vorba lui Lincoln, când se certau 2 copii. Eu zic, de ce se certe? Că sunt fiii președintelui. Păi, 2 nuci și 3 copii, ori 3 nuci și numai 2 copii. Și nu știe cum să le împartă. Și femeia spune, viu-i Domnul, că uite așa-i, da, dacă mă duc. Și le spune, du-te, îngătești întâi mie. Și spune textul atât de frumos și apoi vă pun o întrebare simplă. Spune aici, în Împărați 17, versetul 16. Citește și 16. Ea s-a dus și, rețineți cuvântul ăsta care le vorbim, a făcut, după cuvântul lui Ilie, versetul 15, și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei. Și Ilie întreb, a fost bine că a făcut, cum i-a zis? Super bine. Dacă nu făcea, a mai mânca o dată și murea. Dacă a făcut, a tot avut. Dar uneori ne vine să-i spunem la Dumnezeu, Doamne, nu, nu, eu știu. Hai că nu știm de ce ne pune Dumnezeu să facem așa. Să le spun ceva la copii, dacă mă aud așa, sau ăstea mai tineri, ci că unul și-a vândut o cămilă și când au să acasă copiii, acum nou stăpân, au căutat sub samarul cămilei și-au găsit o pungă cu bani. Ah, tată, ce o afacere! Și copiii au găsit bănuți. Și tata spune, băi, băieți, ducem înapoi la cine o vândut cămila, o uitat punga aici, o dăm înapoi. Nu, oh, tata, ce? S-o sunt înapoi și stăpânul cămilei spune, am așteptat să văd ce veți face. Oricum banii erau falși. Dar pentru că ați fost corecți, poftim o pungă cu bani adevărați. Doamne, ajută-ne să fim corecți. Vă spun ceva ce știu de la prima mână. Apropo.
apropo de bani, de a da sau de a nu lua, mă sună într-o zi un diacon de lângă Făget. Frate, ești acasă, vin până la tine, vine cu un alt frate. Și uite, fratele a cumpărat ieri o mobilă din Arad. Când a s-o acasă, într-un sertar, 95.000 de euro. Uite aici, eu i-am văzut. Omul s-a nu dormit toată noaptea, ca ța bani nu a avut în viața lui. Familie tânără, sărac. Ce facem? Am venit să dăm bani înapoi la om, să găsim acum vânzătorul, că am cumpărat așa de pe Olix. S-au dus, l-au găsit, un medic, și spune, n-am știut de bani. Am vândut mobila din apartament de la tata, tata a avut încă un apartament, a stat o femeie, ne-am gândit că i-o fi dat banii la aia, putea să nu mi-ți înapoi, că în veci nu știam că au fost bani acolo. Nu că te-ar cerca gândul să-și vede de ce m-a dus înapoi. Mă. Dar ce, de ce ați făcut asta? Așa ceva n-am auzit. Și noi suntem pocăiți. Da? Și așa fac pocăiții. Cel puțin așa ar trebui să facă pentru a nu se dărâma acasă. Și acum fratele de acolo, i-a dat Domnul înțelepciune. Și domnule, deci banii ăștia nu știați de ei? Nu. Îi puteți considera că au venit, nu? Să vă spun cum procedăm noi. Nu numai că dăm înapoi ce drept, dar noi și din ce câștigăm, dăm 10% la Dumnezeu. Și doctorul s-a prins de idee. Spune, bun, și eu îi dau 10.000 de euro. 10%. Băiete, pentru că mi-ați înapoi, ține bani. Și spunea fratele, băi, am folosit 10.000 de euro pe drept, că ceilalți toată viața mi-ar fi stat pe suflet. Să accept să ți se ia și tu să dai. Și am citit aici. Vă recitesc. 35. Iubiți, faceți bine, fără să nădăjduiți ceva, în schimb, că așa schimb la schimb și păcătoși. Băi, ți-am dat apoi cu dobândă. Nu, nu, nu. Dar dacă nu se mai revanșează, zice în Luca 14 cu versetul 14, ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. O, ajută-ne, Doamne, să ajungem acolo. Dacă ne-ar cere Domnul așa lucruri simple, dar uneori ne cere Domnul ciudățenii din astea. Mai departe. Versetul 37, nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți. Da, și vi se va da. Versetul 41, de ce vezi tu paiul în ochiul fratelui tău și nu te subăgare seamă la bârna din ochiul tău? Vă spun că asta e grea probă și pentru pocăiți. Să nu judece, să nu clevetească, să nu-și dea cu părerea. Deși știm de la prietenul Iov că datul cu părerea se taxează, nu? O săptămână au tăcut și a fost bine. După aia o zis unul, scrie Iov 4, că i-o șuiera ceva pe la ureche. Bă, dacă și îngerii greșesc, minciună. O, n-are cum ăsta om de pe pământ să nu greșească. Și pe ideea asta au clădit toți. Păi sigur e vinovat. S-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta. Bă, cum a fost bogat, poate n-o dat. Și oamenii inventează. Și noi purtăm asta din vorbă în vorbă. Eu mi-am pierdut prima soție în urmă cu 2 ani și jumătate, a plecat la Domnul. Și anul acesta, de 2 luni, sunt căsătorit cu sora Lidia, care a cântat. Și asta m-a făcut așa puțină zarbă, deși și eu eram văduv și era văduv. E de dumneavoastră, de pe aici. Așa de-aia Domnului, în primul rând, și acum și a mea. Și îmi spune un frate din Cluj că un proroc i-a zis, a ajuns undeva la un grup de frați și acolo era un tort mare și v-ați apucat să serviți. Vezi tu să nu servești. Că tortul ăsta nu e de la Domnul, e de la diavolul. Cine servește, s-o trăvește. Și fratele se roagă, Doamne, să nu mănânc. Și ajunge undeva și s-a dus în discuție povestea noastră. Fratele și-a amintit, Duhul i-a sfânt, Duhul Sfânt i-a spus și a spus și la altă, băi, vezi că aici se servește tortul care s-a arătat în vedenie, nu gusta. M-a spus ei cuiva, nu cer nimănui să mă înțeleagă, dar îi dau un sfat, nu te amesteca. Când poți să nu judeci într-o problemă, stai liniștit deoparte, nu spune semnătura unde nu-i nevoie. Și când se întâlnește cu prorocul, îi spune, s-a împlinit vedenia cu tortul. Și cum a fost? Păi cu Iosifanca, zice prorocul.
Și eu am gustat. Măi, slab suntem, mă. Adică îți vorbește Domnul ție să spui la altul să nu guste și tu te frici. Deci e foarte ușor să ne dăm noi cu părerea, să judecăm. Cunosc un caz din Bucovina. Era o fată, trecuse puțin așa vremea, cum spunem noi, și se ruga mamă să se mărite. Și vorbește Domnul fiul ei, care era proroc, mama ta va avea de dat un test. Dacă le-a, sora ta se mărit în scurtă vreme și bine. Și se roagă, Doamne, fă să ia mama testul. Și Domnul îi descoperă în ce zi urma mama lui să dea testul. Să acasă la ea, să o învârti pe acolo, să-și facă de lucru. Și trebuie să vadă, cum e testul? Și numai că vin două surori și spun, soră, azi ce-a făcut fata locutare, s-a încurcat cu unul. Și sora asta, care lua testul, zice, sărmana, a înșelat-o satana, hai să ne rugăm pentru ea și părinții ei. În scurtă vreme, fata ei s-a măritat și bine, că a luat mama testul. Dumneata îl luai? Bine că nu s-a dat asta, s-a dat. Pe mine m-a taxat odată Dumnezeu, nu pentru vorbe, pentru gânduri. Eram într-o adunare, mai tânăr, mai de mult, în Diosig, în Bihor. Și un frate care era prezbiter a făcut refer la un verset așa din Biblie și nu l-am găsit nici încoace, nici încolo. Și în mintea mea mi-am dat cu părere, cine a făcut și pe asta prezbiter, nu știu unde versetul ăsta, că un verset obișnuit, nu ceva de pe Ezechiel și nu știu unde. Dar n-am vorbit cu nimeni. M-a chemat să predic și în timp ce predicam am făcut și eu referire la tot la un verset din ăsta obișnuit și nu-l mai găseam. Și el dinapoi a mea mi l-a șoptit. Eram și eu prezbiter, zic, mă, totuși mai prezbiter ca mine. Și am zis, Doamne, dar ai băgat de seamă și chestia asta? Da. Dragii mei, viața e făcută din lucruri mărunte și casa e făcută din cărămizi și temelia din pietri. Și fiecare faptă contează, că Dumnezeu vrea să formeze în noi un caracter, o viață nouă. Dumnezeu nu doar așa că vrea să ne mântuiască, ne duc ce încerci și acolo, nu, stați aici că pe satana l-am legat sau l-am eradicat răul. Dumnezeu vrea să facă din noi asemenea chipului Fiului Său, oameni sfinți. Și chestiunile astea de ispită ne formează. Vom fi noi biruitori? Doamne, ajută-ne! Când a zis Domnul la ucenici să ierte, știți ce au zis ei? Mărește necredința. E greu să ierți? Păi, dar o nedreptate. De ce e asta? Dumnezeu ne-a iertat și pe noi. S-a întâmplat undeva, vă mai spun un caz, s-au pocăit bărbați și femei, aveau vreo 60 de ani și așa, din grabă sau știu eu, păstorul i-a mărturisit pe amândoi. Și întreabă el, băi, ai ceva de spovedit? Păi, ca bărbați, așa, am mai lovit pe unul, am înjurat, am băut, am furat ceva de la servici, cum e la români. O întreabă pe ea, dumneata, ai ceva de zis? Păi și eu ca femeie, am mai bătut din gură, am mai nu știu ce, am mai mințit, am ascuns de bărbat, ceva. Deodată m-a înșelat satana cu unul și începe să plângă și el de acolo. Ce-ai făcut tu? Ea plângă. S-a botezat. Și el nu a putut uita pentru asta. Deci tu m-ai înșelat odată. Iar amintea. Trecu vremea, a murit. Copilul lor cel mai mic s-a căsătorit după ce au murit ei. Și a zis, Doamne, m-aș fi bucurat să fie tata și mama la nunta mea, dar mă bucur că vor fi la nunta ta în cer. Și într-o noapte visează că se întâlnește cu tatăl său și îi spune exact cum s-a rugat. Și tatăl său îi spune, cu mamă ta te întâlnești, dar cu mine îi bai. Dar de ce, tată? M-a băgat la un loc cu cei ce nu vor să ierte. Băi, eu pe vise nu fac doctrină, dar visul ăsta e exact cum spune Matei 21, nu 18, cu 35. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare de voi nu iartă din toată inima pe fratele lui. Dacă a sărește să fie avut ceva cu tine, nu? Aici e problema. Și asta spunea Domnul. Să fii liber, să ierți. Doamne, ajută-ne să fim biruitorii toate ispitele. Și mi-ați dat să vă mai spun o întâmplare și încheiem îndată.
puteți să mergeți în primul. Pentru că eu nu mă aștept ca dumneavoastră să fiți vinovați de păcate mari. Sau știu dacă ar fi cineva, eu predic numai ce am fost îndemnat să predic. Atât. Dar uneori lucrurile mărunte ne distrug pe noi. O soră de la noi din adunare, în vârstă, se ruga, cum spune în Timotei 5:5, că una a rămas să vădă, vă stăruiește zi și noapte în rugăciune. Și într-o noapte, ne spune ea, în a doua, a treia zi, și mi-a dat Domnul un har și m-a rugat de la ora 1 la ora 5. Și la un moment dat a venit un sol al Domnului și m-a dus nu știu unde și nu știu cum, dar am vrut într-o grădină, știam că e paradisul, o frumusețe, cântări, ce nu se poate povesti. Și de acolo mă duce, când, cum, unde, va într-un loc întunecos, un miros neplăcut, un demisol, cobor pe niște scări și văd trei surori de la adunare. Surorilor, pe ce e aici, nu departe, acum cât am fost eu? Extraordinar, frumusețe, paradis. Hai și voi. Și le spune, știm și noi. Păi de ce nu ieșiți de aici? Vorbesc eu cu Domnul Iisus, că El m-a condus pe acolo, îngerul Său. Am vorbit și noi, dar nu ne lasă să ieșim. Dar de ce nu vă lasă? Și una zice, pentru că eu sunt geloasă. Și la tema asta mă tot supăr cu bărbatul. A doua zice, păi eu tot mă cert. Alții au, noi n-avem, nu știm. Și a treia nu mai știu ce-o zice. Și dimineața ne spune, zice, am uitat care erau cele trei surori. Dar zice, în ziua următoare, după vis, vine o soră în vizită la ea. Și ea, în timp ce îi povestește visul și amintește, asta e sora aia cu, nu mai știu, cu gelozia sau cu cearta. Bă, dar cum să-i spun că, na, era sfial așa. Și când termin de povesti visul, sora care asculta, zice, așa e că eu sa aceea cu gelozia sau cu cearta, nu mai știu cu ce-a fost. Și atunci sora zice, bă, tu ești. Măi, să-ți vorbească Dumnezeu așa, la punct și virgulă. Știți cum a fost cu Iuda? Dacă remunezeați textele din Matei 26, Marcu 14, Ioan 13, dacă le punem împreună, aflăm că Domnul zice mai întâi, sunt întristat, nu știți toți curați. Putu să gândească Iuda, da, și alții au probleme, numai eu. Dar Domnul spune, unul numai. Păi, dar poate că nu știe de mine. Și apoi spune, mă vinde. Păi clar că vorbea de el. Va scrie în textul din Matei 26 că a zis, nu cumva sunt eu. Deci Domnul l-a ajutat să-și identifice exact păcatul. Și cum spuneam, dacă vom corela acele texte, vom afla că, eu cred, acela a fost momentul în care spune Ioan, a intrat Satana în Iuda. Din momentul acela a păcătuit cu voia. Și spune Evrei 10, cum scrie și în Numeri 15, că păcatul cu voia nu se iartă. Adică Dumnezeu să-ți explice, să te ajute și tu să-ți ascunzi păcatul mai departe, te vei pierde. Dumnezeu așa ne vorbește încât vrea să ne vindecăm și să ne corectăm. Bine spunea cineva că biserica nu-i muzeu de sfinți, e spital de păcătoși. De aceea trebuie să ne smerim înaintea Domnului. S-a întâmplat la biserica din Vicov, un frate predica, și s-a oprit din predică și a spus, nu de altceva aveți voi de voi. Astăzi vrea Domnul să fie o zi a împăcării. Mi-a povestit cine a fost acolo. O jumătate de oră, n-au fost decât lacrimi în adunare. Unul s-a dus la anvon, altul la anvon, s-a dat jos, surorile între ele numai se îmbrățișau și se iertau. Hai să facem pocăința noastră practică. Și fiecare unde a vorbit Domnul, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, unii îți vorbește să știe și alții, alții ori știe numai inima ta. Să ne corectăm, ca să ne zidim o casă care să rămână și în ziua aceea să avem parte de revenirea Domnului Iisus Hristos. Viața asta, dragii mei, nu-i decât un vis. Cu ce mai rămâi dintr-un vis? Cu ceva vagi amintiri. Dar ce tragedie ar fi să ne pierdem sufletele după ce am avut casă zidită, dar n-a fost una stabilă. Pocăința noastră n-a fost una bună. Dumnezeu să vă dea har și la cei tineri și orice vârstă ați avea să trăim frumos, cum spune Pavel, cu cât ziua se apropie și în orice privință să nu lăsați niciun lucru mic
că de la acela pot să apară altele și să se încurce lucrurile. Uneori pentru lucruri mărunte pierdem mântuirea. M-am gândit la bietul Iuda, că l-am amintit. Pentru ce a ajuns Iuda în pierzare? Pentru mulți bani. Nu, că ucenicii au fost săraci. Și dacă luam mult, se prindeau, nu, că fură din pungă. Și aia care l-a la urmă i-a folosit? Și a spune, bă, Iuda, pentru 15 lei se duce în iad. Pentru ce? Pentru nimic. Dar diavolul ține câte ceva acolo ascuns cu care să ne înșele. Domnul să-l demaște. Domnul să vă dea putere, să vă dea har. Și cum rostesc eu uneori o binecuvântare, să vă dea Domnul și ce n-aș cerut. În așa fel încât să fim îmbogățiți duhovnicește și să trăim viața curat, cu demnitate, ca pentru Domnul, ca în ziua revenirii sale, cum zice 1 Ioan capitolul 2, să avem îndrăzneală și să nu rămânem de rușine. Doamne ajută! Amin!